15 pacienți infectați cu COVID-19 internați în spitalul modular de la Lețcani au fost mutați aseară în alte spitale din Iași. Decizia a fost luată după ce temperatura din saloane ajunsese chiar și la minus 2 grade Celsius. Instalația de încălzire nu reușea să facă față temperaturilor scăzute din ultimele zile. Firma care se ocupă de mentenanță a încercat să găsească soluții, dar nu a reușit să încălzească corespunzător toate saloanele din spital. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. La începutul anului, atunci când în spitalul modular temperaturile au scăzut chiar și sub 10 grade Celsius, mai mulți pacienți au fost relocați.